Ваши ожидания от визита в ПАСЕ и встреч на полях ассамблеи? Așteptările noastre de această vizită sunt exact aceleași ca și a cetățenilor Republicii Moldova. Venim aici pentru a explica, în primul rând, ce s-a întâmplat în Republica Moldova și, într-al doilea rând, pentru a ne convinge de suportul total al partenerilor noștri, atât de la Consiliul Europei, cât și din toate țările reprezentate aici, suport necondiționat, suport pentru drepturile omului în Republica Moldova, pentru un stat de drept. Ori anume aceste lucruri și le doresc și cetățenii Republicii Moldova. Niciodată nu a existat atâta deschidere în Consiliul Europei pentru Republica Moldova și pentru guvernarea acestei țări, cum există acum. Și acest lucru bucură foarte și foarte mult. De aceea, acum suntem în situația de a capitaliza pe această susținere și pe acest suport și anume acest lucru vom face în următoarele luni, în următoarele zile. Care sunt встречи запланированы у вас? Avem întâlniri cu seria întreagă de delegații, țărilor parteneri. Avem întâlniri cu raportorii pentru Republica Moldova. Știți foarte bine că Republica Moldova, din păcate, încă se mai află sub monitorizarea Consiliului Europei. Noi ne dorim foarte mult să se finiseze odată această monitorizare. Desigur, acest lucru încă va dura și rapoartele care sunt scrise acum de către raportorii pe Republica Moldova, ei doresc să se întâlnească cu noi, să discute, să audă direct de la noi ce s-a întâmplat în Republica Moldova, astfel încât ei să poată raporta întregii asamblee despre ce s-a întâmplat la noi, despre tranziția Paștelor care a avut loc, același lucru am discutat și acum cu președintele Iarbun. Este, după cum vă spuneam, deschidere totală și urmează doar să muncim, să capitalizăm pe această deschidere. Mulțumim!